Dani și Denisa s-au retras în dormitor. Momentan sunt doar ei doi, nu știu care încotro vor dormi. Am înțeles că în dormitorul lui Vlăduț va dormi cineva și s-ar putea să fie Mihai și Hatice. Simon, am înțeles că vrea să doarmă pe canapea în livingul băieților și era extrem de nervoasă pe Andrei. Dani și Diana s-au retras în dormitorul de sus. Eu sunt curioasă dacă o să avem o sărută și știți că mâine vom avea foarte multe imagini din această noapte. Tare curioasă sunt să vedem cine-i, ce-a făcut. Foarte frumoși cei doi. Au, vedeți că micii a rămas în continuare acolo, dar nu știa ce să facă, gen că trebuie să intre doi inși în patul ăla. Și a luat-o cumva în brațe așa pe sus și a pus-o în patul lui Andrei. Pentru că el oricum nu era acolo și nici nu cred că va veni sus în dormitor.